câți pași ar trebui să facem noi în fiecare zi? Depinde după ce ne luăm. Dacă ne uităm la televizor, la reclame, spunești minim 5.000 de pași pe zi. Da, pe asta înseamnă 30 de minute de... Pe covoraș. Pe pași ce vrei tu? Covoraș. Nu, pași să mergi, nu pe covoraș. Să mergi, să faci puțină bandă, mișcare, tată. 30 de minute de mișcare în fiecare zi, 5.000 de pași. Păi hai vreo 90 km. Hai să o legăm cu Florin și Carmen Petrescu, respectiv familia lui Axinte. Avem ușile pe acolo. Am văzut a trăit, hai, nu mai cu pături, nu mai. Păi nu mai, nu unde vă duceți, domnule? Să stau pe canapea, nu? Stați pe canapea, stați doamnele aici, că pentru asta v-am pregătit ceva, mai. Păi nu mi-am intrat bine, vrei să mă scoți? Nu vă scot, domnule Axinte, unde să vă scot, abia vă bag. N-ai spus că e pentru mine? Nu, e pentru domnul Axinte, că am auzit. Da, că știam, veneam în training. Are, dar și la ce trebuie training? Uite-vă, subțiat așa, vă strace... Cât să mai fiu gras și... Păi de asta... Era melodia lui Salan, gras și frumos. Da, da, și sunt și norocos, spunea marele poet. Așa, da, ia uite-l. Și vreau să... Fii atât, Teo să te întrebe, iar tu trebuie să răspunzi... Eu de obicei 5.000 de pași pe zi fac. Ce trebuie? Ai văzut? Da. Carmen îi face? Nu-i face. Nu uita de microfon, că îi face sau nu-i face? Nu-i face. Nu-i nu faci? Nu-i dat din casă. Cum n-am făcut o zi? Mamă, deci... Hai bine, o zi. O zi. Trage chiulu. 30. De 20 de zile sunt la cură. Cât înseamnă 5.000 de pași împărțit la 20? Dar ce te-a determinat? Când să fac? De ce te-ai apucat de cură? Păi ca să pot, plecând diaspora acum, așa. Dacă în țară nu mai e treabă, mâine sunt în Belgia la niște prieteni care îi salutăm. Mâine avem cu Ana Radu, cu Giulia, cu Mog, avem un super petrecere la românii din diaspora. Niște prieteni care le-am cântat acum 20 de ani la nuntă și m-au ținut minte și a zis, te invităm în Belgia să facem o petrecere tare. Și așa că mâine sunt în Belgia și duminică mă întorc. Bine, și tot de ce ai slăbit așa? Adică cine te-a? Soția. Normal. Soția. Bătut la cap, a zis, la dacă cap, nu zis, treci gata. Sub sută, nu mai pup nimic. N-am zis așa, sub sută. Dar cum ai spus? Dar prea puțin sub sută. Dacă n-ajungi la 85. Așa. Normal cam așa e, la 1,74. 85 de kilograme, 84. De kilograme, da. Și în momentul ăsta cât te deține? 92. O, da, deci astăzi m-am urcat pe... Și vreau până la 85. Ultima oară când ne-am întâlnit, noi aveau 106? Da. Deja sunt emblemă 106. Pentru artiștii noștri, Vali Vigelie. Vali Vigelie l-am pus la cură acum. Începe și el din 2 decembrie, că trimiți analizele în Germania. Păi hai că ne povestești de-a fi rapăr. Că... O să vă povestesc. Hai mai bine. Mai lași mă mult aici. Bine, hai, dă, mergi pe camera. Vino și povestește. Am venit să... Da, ai mai făcut 100 de pași acum. Tu vrei să vezi din motive estetice sau de sănătate? De sănătate. În primul rând, acest tratament, această cură, da, îți reglează metabolismul. Da. După o lună de zile sosesc analize din Germania. Domnul Bebe Mihu, mulțumesc pe această cale soțului Mariei Dragomiroiu, care băiatul lui a slăbit vreo 30 de kilograme și a slăbit natural, că e o cură care ține vreun an de zile. Nu... Studiază ADN-ul, practic. Aha. Și în funcție de ADN-ul tău, ei îți fac un medicul meu de familie poate să spună mai mult. Așa, și mănânci anumite chestii și anumite cantități. Bineînțeles, în funcție de analizele lui, care n-au ieșit tocmai bune, ca să zicem așa. Că poate să fie mai puțin drastic la altă persoană. La el a fost destul de restrictiv, adică aproape nimic. Iertați-mă, hai să vedem. Deci o luăm de la capăt. Tu te-ai dus la medic. La îndemnul lui Bebe Mihu. Nu, păi? Nici nu-l vezi pe telefonic. Medic. E online. A sunat-o. O sun? Face analizele la Sante, mă rog, la clinică. Așa, ea plătește acolo, analizele pleacă în Germania, vin la ea după o lună și spune ce să mănânci și ce îți place. Doamna e nutriționist. Da, da. Okay. Ana Munteanu, o fată tânără de la Oradea, foarte mult mi-a plăcut și acum și la îndemnul meu, cred că vreo 30 de artiști au luat calea Oradea. Domnul Vigelie, ce regim ține?
Păi încă n-are, el din 2 decembrie îi vin analizele. Dar tu ce regim? Îl întreabă ce să... Păi, de exemplu, ce am avut dimineață? Piept de pui, da. 100 și ceva de grame cu fasole verde. 115 grame de cântărit. Piept de pui și cu 105 grame brânzică. Ți-ai luat cântar de bucătărie? Da, aveam cântar de bucătărie pentru cățel. Îi cântăresc mâncarea lui. Și atunci pentru cățel, deci, dacă cățelul a ajuns la răutatea optimă, dacă cățelul, adică, dacă cățelul a ajuns, da. Deci ca idee, nu are voie să mănânce decât piept de pui și carne de fazan. Ca idee, dacă vrei să știi ce carne mănâncă el în perioada asta, doar atât. Da, și ei primele două guri din proteină. Doar piept de pui, îți dai seama că nu i-am la fazan. Ei două guri din proteină și după ei, că nu știam, zic, nu tot în stomac ajung. Proteina, că dacă nu, nu știu ce se întâmplă cu pancreasul, dacă nu mănânci proteina, n-am înțeles exact, dar i-am dat dreptate. De tot. Eu și mama, mai mult mă ajută mama săraca, ea gătește. Am și stat acasă, că am zis, dacă nu stai în casă, știi cum e. Da. Te duci, dar uite, sunt rezultate, nu? Dar mă simt bine, doar și eu bine seara, nu mai râgâi, nu mai... Sforăi, nu? Sforăi, da. Nu, accentă o întrebare, așa că suntem bărbați. Vinul vi l-a luat, domn? Mi-a luat. Oh. Dar acum, de exemplu, după 16 zile, că primele două zile iei sare amară, în prima zi ai legume și a doua zi cartofi. 2 kg de legume în prima zi și apă cât poți. 2 kg de legume? Da, 2 kg de legume fierte. Cartof? Cartofi, a doua zi cartofi. În 3 mese. Deci, în prima zi, 2 kg de legume. Ce înseamnă? Adică morcov, păstârnațe, fierte. Și sare fierte. Amară, ca să-ți curețe colonul. Și a doua zi 2 kg de cartofi fierți sau copți. Toată ziua, în 3 mese. Și această sare amară se bea la început sau în timp? Se bea dimineața. Dimineața. Dar numai primele două zile sare amară. Câte sare amară? O linguriță pusă într-un pahar. Da. Okay. O linguriță, o lingură, o lingură cu vârf. Da. Ai uitat. Ca să-ți golească colonul, după care începe cura propriu-zisă, 14 zile, da. Unde le ai... Prima etapă. Poți mă spune la ora 9 seara, nu te ține. Cura doar 14 zile, e prima etapă. Prima 14 etapă. Zile. După etapa aceea, etapa a doua, în care se mai introduce chestii. Gen, o să poată să ulei, mănânce de pasăre, pulpe de pui, ficăței de pui, alte fructe, alte legume, două felii de pâine de secară pe zi. Acum nu are voie pâine deloc. Iertați-mă o secundă, haideți să m-am zăpăcit de tot. Să luăm, deci primele două zile, legumele fierte și le iei și le mănânci așa... Da. Da. Adică cu sare. Cu sare. Și cum ai făcut asta? Fără să... Sare și piper, că n-ai voie, n-ai voie alte condimente. Fără alte condimente, fără ulei, fără... Deci nu supă. Nu supă. Toată. Alea fierte și alea... Fiertele și le mănânci. Zicu, ce senzație ai avut când ai mâncat 2 kg de... Păi n-am mâncat vreo 3 zile ca să-mi fie foame. Așa, deci ți-a luat avânt. Da. Nu, mi-am pus în cap. Dacă vreau să... Când vrei să ții și vrei să faci ceva în viață, faci. În orice domeniu. Corect. Bun. Și cele 14 zile, cum arată o zi din viața ta în momentul ăsta? Dimineața, o zi, migdale cu semințe de floarea soarelui și cu avocado. Foarte bun, după, dacă mă întreb pe mine. După care la prânz pește cu... Păstrăv la grătar, cu legume, legume. Cu morcov și un măr. Întotdeauna ai între să nu fie mesele mai apropiate de 5 ore. Deci minim 5 ore între mese. Ultima masă la ora 21, ca regulă. Deci ți le calculezi în așa fel încât cina să fie la 21. Câte mese? 3 și 2 gustări? Nu există gustări. Nu există gustări. La revedere. Da. Da. 3 mese. 3 mese. Și 5 ore între ele. Apă, ce-ți lipsește cel mai mult în perioada asta? Nevasta când plec în turneu. Ce să lipsesc? Șprițul. Șprițul. A, da, domne, am zis acum, am fost la câteva petreceri, dar nu să știi că nu mă... Oulu, alte dăți când vedeam eram gurman să mănânc de toate. Acum îți da să-mi serviți voi. Păi și nu poți, era Adrian, minune, cu cine mai era? A fost tare Carmen. Care dintre știi ți-a încă uraganul? Dar ce mă faci râs de fiecare dată? Adrian, bă, ne-am stăt asta, nu știi nici care suntem noi. Păi de unde să știe, mă, ce voi fi vreun Frank Sinatra? Da. Așa, bun. Așa. Deci dimineața ai zis niște semințe sau piept de pui două guri. Da. După trebuie să iei iaurt. Nu. Ai masă de iaurt a treia zi sau a doua zi. Sunt făcute... Sunt trei meniuri. Meniul 1, 2 și 3, da? Primul meniu, da, și se... Schimbă. Da? Trei zile după aia revine primul meniu a patra zi. Mm-hmm. A cincea zi, al doilea meniu. Da, și tot așa, din trei în trei zile. Voi știți ce mănânc eu? Ce-mi dă nevastă-mea?
Păi auzi, da, bine. Dacă n-ai voie bănesc sucuri? Nici nu, vorbă. Nu, deloc, nu mai apă plată. Nici vorbă. Terminat, pâine, dulciuri. Doar apă plată. Da. Acum e chioara. Ce vrei, frate? Nu e bună, dar face bine. Prea eram... Și când ajungi la 85? De ani. Nu, kilograme. De kilograme? Așa și 85 de kilograme, 85 de ani. Tata are 94. Doamne ajută. Dacă îl vedeți... Când Dumnezeu să ajungi la 102. Și frate-sul are 96 vecinului și un vecin 98. Și tata vorbește cu frate-sul. O mai trăi noi 98 ca ăla? Dă zici că auzi, mă, frate, nu mai trăi când lambie la 98. De, când ajungi la 85 de kilograme, dar lași? Știți de ce, scuze, lucra la cimentul la Fieni. Și 20 de ani n-au avut autobuz. N-au făcut naveta pe jos, 15 km pe zi. Sănătate, tată. O țuică dimineața și una seara să-l vezi pe tata cu la 94. Sănătate. Asta contează mult. Mișcare. Pe jos. Mișcare. Zic, când ajungi la 85 de kilograme... Că la teorie stă bine. Mersul pe jos e important. A făcut, mă, 5 de pași. Dar el... Când ajungeți la 85 de kilograme, vă lăsați de dietă? Nu ăla, și n-auzi că durează un an dieta. Și după un an va deveni un stil de viață. Va deveni un mod de viață. Da. Da, să știi că... Totul pleacă de aici. Aveam în față un cuplu atât de frumos. Au început înscrierile la castingul emisiunii Puterea Dragostei. Va fi un sezon absolut altfel, așa cum n-ați mai văzut. Ești atât de frumoasă încât cred că mi-am uitat replica. Te poți apropia de un profil online. S-a iuzit superb, o superbă, așa ca mine. Dar poți iubi doar un om real. Oare ce caut o femeie sexy așa ca tine, într-o minte așa nebună ca mine? Vino la întâlnirea cu marea iubire. Scuză-mă că nu ți-am răspuns mai devreme. De dimineață sunt numai în meeting. În show-ul de dating numărul 1 din România. Ochii de aceeași culoare ca Porsche-ul meu. Puterea Dragostei. Auzi, babe, ce mașină conduci? Că nu am timp să mă încurc cu toți amărâtul. Un alt fel de sezon. Puterea Dragostei te așteaptă în Casa Nouă din București și la înscrieri pe casting.canalde.ro. Dă-ți șansa unei mari iubiri și pune-o la încercare. Puterea Dragostei. Cine locuiește aici, sigur se îndrăgostește. Canal. O să știi vreodată ce iese, că s-au întâmplat acolo de-a lungul timpului mari iubiri. Dar uite, sezonul ăsta va fi altfel gândit. V-a pregătit un joculeț, pentru că sunteți de foarte mult timp împreună, să vedem cât de bine vă cunoașteți. Și spunem așa, întrebări axinte despre Carmen. Stai. Care Carmen? Care Carmen? Timp sunteți împreună voi exact cam 20 de ani. Da. De unde să se cunoască? Abia da. Am făcut nunta de ziua ta. Da. Și al Mugur. Sunt născuți amândoi. Și am petrecut la Hermes la Slobozia. Stai liniștit că și am făcut tot în ziua aia și nu mi-a folosit. Așa. Domnul axinte. Ce o supără doamna de cel mai tare pe Carmen? Nu știu, în piață e doamna Axinte. Da, așa e în piață. Deci fii atent, domnul Axinte. Avem 3 variante de răspuns. Te și ajutăm. Da. Ce o supără cel mai tare pe Carmen? A. Că îți scriu fanele. B. Că vorbești tare. C. Că dormi prea mult. Aia cu dormitul mult. Aia. Acolo am eu o problemă. Păi da, că vin de la petreceri, vin, mai ales cum plec acum în diaspora, acum sunt la Bruxelles, sâmbătă viitoare sunt la Paris, Crăciunul facem la Madrid, Revelionul în Italia. Și plec, alerg, vin, dor. Carmen vine pe undeva cu tine din toate? Doar de Revelion. De Revelion, noi au la, lângă Veneția, la Limena, la Padova, facem Revelion. Nu mă iei, nu mă iei, am vrut eu să vin acolo. Am vrut să vin, am vrut să iau peste tot. E cu totul altceva. I-am spus, ai și la Paris, ai și la... Dar pentru o zi, două, mai rămân. Dar noi nu stăm... Chestia asta, pe avioane, pe... Știi cum a devenit? Că de-aia îi spuneam, am o gașcă foarte mișto, Jean de la Craiova, Ionuț Dolănescu cu Doinița, care sunt absolut minunați și niște oameni. Și a Giulia Chielaru, fost stagianu, care mă enervează că nu-și mai taie din boxele alea. Și avem bine o echipă mișto. Trebuie, da? Și de, Halep a putut să taie, tu nu poți? Așa. Și plecăm peste tot în Europa. Și am zis, dacă te duci la Cluj să mergi 10 ore cu mașina, păi te-ai urcat în avion, te-ai dus la Bruxelles, ai făcut programul, a doua zi ești acasă, săptămâna viitoare la Paris, dacă în România nu putem cânta... Lasă-mă că să putem și la noi. Răspunsul corect, păi când? Tu la anul. Că mai e un pic, o lună. Răspunsul corect. Vine valul 5. Răspunsul corect
Care? Ăla că dorm mult. Dormitul. Răspunsul tău este corect. Bravo! Cum să nu fie? Nu știu ce. Carmen, fii atent. La ce vârstă crezi tu că s-a sărutat Florin prima dată? Și avem trei variante. Olele. A. Cu ea sau în general? Păi nu, în general. A. Prima oară, în viața lui. Păi de unde se știe? Și de unde la se 10 eu? Ani. Crezi că i-am spus eu? Gen, ne-ai povestit? B, la 15 ani. C, la 18 ani. La cum îl cunoști? La 10 ani e cam de vreme totuși, zic și eu, nu știu. La 18 ani ar fi fraier. Cred că 15, nu știu, harbarian. Păi la 18 deja era... Răspuns corect, B, la 15 bravo, ani, bravo! La 18, la 18 deja bă, că te eram cunoaște. În turneu. Da, la Miami. Cu ce gest romantic a impresionat-o cel mai tare pe Carmen, crezi tu? A, i-ai cumpărat o mașină. B, ai dus-o la cumpărături de lux. C, i-ai cântat în sufragerie. O durea pe ea de cântatul meu. Mașina tată se vadă acolo. Cheia frumos. Cheia. Foarte romantic, deci da. Absolut romantic, sincer. Mi se pare romantic, jur. Mașina, nu. Tu ce ai fi preferat? Nu știu, nu mi s-a întâmplat. Răspunsul corect este A, bravo, asta e, că i-a cumpărat o mașină. Dar tu ce ai fi preferat, Carmen? Păi tocmai am spus, ăsta e răspunsul corect. A. Adică, mai romantic de vedere... decât atât, decât să-ți iau o anumită mașină pe care ți-o dorești tu și îți place, ce vrei. Absolut, mi se pare. Ce flori, la ce... cumpărături, ce dulcegării, ce chestii de-astea, da. Trecătoare, trecătoare și... Da. Da. Să vină mașina și să-mi dea să și cardul mașina. De la bandă motorină. Florin nu suportă. Fii atent. Așa. Ce nu suportă, crezi? A. Să fie trezit din somn. B. Să facă curățenie în casă. Sau C. Să conducă foarte mulți kilometri. Ce unice atât merg, a, fac 100.000 de kilometri. A, categoric, a, nu-i convine să-l păi trezești? Cu somnul, acolo e problema. Și asta cu curățenia... Oricum nu-i pe acasă. Oricum nu-i prea acasă. Joia vine Mariana la noi, o doamnă. Avem o doamnă drăguță că trebuie care să dorm mai puțin, că zice, mutați-vă, domnul Florin, în camera aia să faci-o curat. Nu poți să o lași ultima. Răspuns corect? Și totuși a, e ultima, dar trezește-te ultima, la ora 1. Totuși, au. Trezește-te și tu. Da, da, bănuiesc că și ora de culcare e 5-6. Bine că nu mă trezesc la una. La unul, nu da, ce? Bună, păi, bună asta. Să vină după mine. Dar câte te bagi în pat la somn? Mă trezesc la Netflix-ul al nostru. Nu, la ce oră te culci? Mă pun la 12, dar nu mă ia somnul. Tot pe la 4-5 dimineața. 4-5, că ăsta e... Mai vorbesc în diaspora, care e America sau Australia, unde trebuie sunt orele diferite. Da, că pregătim și un turneu acum prin America. Deci avem mai multe... Să ne mișcăm. M-am asociat cu Bebe Mihu, toarășul Dragomiroiu. Le enervez când îi spun domnul Dragomiroiu. Nu, eu sunt Mihu, Dragomiroiu e nevastă. Suntem oameni minunați și facem o chestie faină împreună. Carmen așa. S-a îndrăgostit de tine atunci când? A. Când i-am luat mașină. A descoperit ce calități ai. Da. B. A văzut cum dansezi, că și te-am văzut. Asta e la tine. Ce? A văzut că știi să gătești. Nici atât. Nu știu. Care? Păi cine trebuie să alegi? Trebuie să răspund? Eu trebuie? Tu, da. Când crezi tu că s-a învățat de tine? A. A descoperit ce calități ai. A, B. Asta. A văzut ce calități am, nu? A văzut, da. 100, 200, 300. Răspuns corect. Ia uite-l. Ăsta este, bravo. Păi cu gătitul nici atât, că n-am. Gătesc niște sandvișuri de miroase în tot cartierul. De unde Carmen, să gătesc? Carmen, când v-ați cunoscut voi doi, el era el? Era Axinte. Sau? Era tot la fel. Nu, da, era Axinte. Axinte. Sau? Adică era căpătase un oarecare cheag. Da. Era domnul Axinte. Da. Aha. Da. Era celebru, era vedetă. Și adică era tot la fel de zăpăcit, tot la fel de... Că mă întreba lumea, da, acasă e la fel? Tot acela stil sau e serios? E serios pe naiba. Adică despre ce vorbim? Dar cum v-ați cunoscut așa voi? El. Cum v-ați cunoscut, Florin? Mai la trimite? Târgoviște, îți dai seama că e de-a mea din Târgoviște și am ochisem eu de mult așa, dar... Nu dar prea, la un eveniment nu prea era de nasul meu și am ajuns vedetă între timp și zic, poate acum am noroc. Și te-ai dus la un eveniment acolo, deci Vănesc, și acolo... Încercări. Da. În prima nu mi-a ieșit, dar a doua, hai că... Cum nu ți-a ieșit? Deci mă enervează că nu știe să explice. A, că aveai tu o terasă sau nu știu ce aveai pe Târgoviște, da, aveam... și ieșeam și eu la un suc și așa, dar nu m-a abordat niciodată, nu, deci n-a fost... Deci nu știai. Nu, absolut nu.
Și ne-am dus la film și m-am dus cu alta și am luat-o și pe ea. În schimb, ne-am întâlnit într-un cerc de prieteni, cunoștințe. Eu eram studentă, făceam naveta la București cu trenul, da. Veneam vinerea acasă, îmi dădea mama mâncare traistă și mă întorceam duminica la București. Corect. Așa, și pleca el la București și mi-a zis, dacă vrei, te luăm noi. El cu prietena. Deci era el cu prietena lui, erau așa, da? Și m-au luat și pe mine la București. Și când am ajuns la București, au zis, da, nu vrei să mergem la film? Bine, cred că tu ai zis, nu vrei să mergem la film, nu e, în fine. Da. Păi, zis, hai, ok, hai să mergi la un film. Și v-ați dat la film în trei. Da, la film în trei, da. Și cum ați ajuns doi? Și cum am ajuns doi? Da, nu știu, cred că ți-am dat numărul de telefon. Da. Și m-ai sunat de mai multe ori și am zis că nu, că n-am timp, că sunt în sesiune, că nu știu ce, că am zis, stai mă, că el are tot felul de iubite pe acolo, mă sună pe mine ca să ce. I-am zis, n-am timp de tine. Și la un moment dat, nu știu, m-a invitat la un eveniment. Ce naiba, nu mai știu, nu mai rețin. Ceva drăguț, oricum, așa mai high class, știi? Și ca mă să ies și eu să văd cum e, care e situația până la urmă, să-l văd cum e, ce ca și om, ca și persoană. Și am descoperit că este foarte ok, știi? Bine, mi-a zis că nu mai e cu respectiva domnișoară, că s-au certat, că... Bine, putea să și mintă de altfel, dar... Da, n-a făcut-o. N-a făcut-o. Nu facem noi așa. Nu facem. Da. Și cam așa dar ne-am cunoscut. Dar ce te-ai uitat prima oară la ea, domnul Asia? Da, dar fii sincer. Fizic. Da, fizic. Da. Avea, adică se încadra cerințelor, ce să mai... Cum? Bifa la era toate. Studentă. Da. Asta era interesant, dar nu prea mult. Adică și câtă carte să... Fizicul era... După ce ne-am culcat două săptămâni, nu i-am mai răspuns la telefon să vedem vrea neapărat să fie cu mine sau doar așa. M-a înjurat. Tuzgureanu, nu? Așa mă chema pe mine, domnul Tuzgureanu. Carmen, o întrebare pentru tine, să trecem peste momentul ăsta. Care este cântăreața pe care nu o suportă Florin? A. Giulia Chelaru. B. Diana Matei. C. Maria Constantin. Atenție, cântăreața pe care nu o suportă Florin. Nu o suportă. Da. Păi nu o suportă din ce punct de vedere? Prea multe variante. Artistic, cred. Dacă păi e aiurea oricum, aș zice. Asta, orice eu, variantă, o persoană va fi... Okay, Maria trebuie să le fie fină. Ok, hai să-ți spun acum. Maria trebuie el a fost un... întrebat și n-a răspuns la această întrebare. Adică, din moment ce ne-a răspuns, pentru că noi avem varianta corectă, înseamnă... Ha, nu știu, A? A, Giulia Chelaru. Iar răspunsul este... Corect. No, corect. Mă enervează că mergem la petreceri și toți sunt cu ochii pe boxele ei. Băi, mai stai și tu de el, mai acoperele, mai fă ceva, Giulio. Concluzia dacă te uiți la noi, îți spun direct, bine. Mai fă ceva acoperele, că ai am numai probleme când mergem la câte o petrecere. Ai o obsesie. Lasă femeia să facă ce vrea cu trupul ei. Păi să iau bărbații la bătaie din cauza lui Giulia. Așa, mai bine să nu da, se uite ești tu acolo, mă, să o aperi. Păi ca gata. Un cavaler. Ce ești? Îl iau și pe Frankfurt, vă sparg să mă rog. Dar săracul i-a găsit și lui colesterolul mărit. Eu nu înțeleg dacă ui. El are... Frankfurt, mă. Frankfurt. Și săracul are... Da, 30 de kilograme. Dar nu contează ca și... Dar colesterolul nu era oameni. Păi s-a colesterolul în drum și a zis, ia, uite, mă. Bine, bea câte trei... Ei, haide, mă, că ești gata, ești plin de dezvăluiri. Deci colesterolul și de la băutură. Nu e, nu. Asta e că zice tot, Doamne, Doamne, ia-l.